Hristos a înviat. Ziua de astăzi este o zi în care, pentru prima dată în orașul nostru, are loc Marșul Învierii. Din partea bisericilor neoprotestante dorim să vă salutăm în numele Domnului și să vă dorim har și binecuvântare cu ocazia sărbătorii Învierii Domnului și Mântuitorului nostru, Hristos Domnul. Vremea aceasta de libertate mi-a plăcut o maximă inspirată care vorbește despre lumea creștină liberă, în care accentul cade nu pe credință, nu pe valorile spirituale, ci pe lucruri materiale. Această maximă spune: ateii îl neagă pe Dumnezeu prin vorbe și credincioșii prin fapte. Aș vrea ziua de astăzi să fie o zi a cercetării, o zi a analizei, o zi în care să ne reevaluăm relația cu Dumnezeu. Înainte de a ne reevalua relația cu biserica și cu semenii, să pornim de la o reevaluare a relației noastre cu Dumnezeu. Trăim într-o lume în care foarte mulți oameni poartă la gât cruciulițe de aur, iar în piept inimi de lemn. Acum 2000 de ani a trăit în lumea noastră un om. Era și om și Dumnezeu. Avea în piept o inimă de aur și a purtat o cruce de lemn pe care a fost răstignit. A murit pentru păcatele lumii întregi, pentru păcatul meu, pentru păcatul tău, însă a treia zi a înviat din morți, după Scripturi. Numele Lui, Iisus Hristos. Fie ca omul Dumnezeu, Hristos Domnul, să mântuiască și să binecuvinteze casele noastre, ale tuturor. Hristos a înviat!